Mircea! Mircea! Știi ce zi este azi? Cum ce zi este? Luni? Aha, luni! Și mâine ce? Mâine? Ah, e marți! Mircea, tu faci glume! Se apropie ziua lui Tati! Ah, într-adevăr! Dar unde este mami? Ce să facem? Hai repede să o căutăm! Mami! Mătii! Vină, trezește-te! Mătii! Este ziua lui Tati? Da! Haide! Mai repede! Ce vă auziți, Melissa? Mami, tu ai uitat că mâine este ziua lui Tati! Trebuie să ne pregătim! Oh, hai să ne gândim ce să facem! Mircea, Matei! Melissa, trebuie să ne gândim urgent la o surpriză! Da, știi că lui îi plac surprizele! Și trebuie să nu știe nimic! Da! Oh. Eu zic să-i cumpărăm un telefon! Prea banal! El are telefon! Atunci o mașină decapotabilă. Prea scump! Și cum ninge, nu are rost. Să-mi cumpărăm șane, că e zăpadă. Prea puțin ține zăpada asta, Matei. Și să ne avem foarte multe. Ia stați puțin. Haideți să ne gândim altfel. Ce surprize îi place lui să facă celorlalți. El vrea tobogane. Atunci sauna și pinata. Nu, eu vreau ca el să rămână șocat, nu doar impresionat. Dar eu am rămas șocată atunci când voi m-ați dus la Disneyland, în Paris. Și tocmai acum aveți vacanță, nu? Da. Sau atunci când am pilotat avionul singură sau balonul cu aer cald. Cam așa ceva. Atunci toți am rămas impresionați. Atunci haideți să ne grăbim, să vedem unde putem pleca. Acum nu avem nevoie de ele. Este ceva la schi. Plecăm la munte? E o idee, dar hai să mai căutăm. Dar n-ați spus voi că trebuie să-l șocăm pe Tati? Munte iarna am mai văzut. Mami! Da! Atunci, hai! Începem pregătirile! Eu mă duc să aduc valizele! Eu pregătesc hainele! Doar de care să iau? Cu mânică lungă sau cu mânică scurtă? Voi lua și așa, și așa! Bine! Atunci eu caut restul de ce avem nevoie! Ce-i cu călăgia asta prin casă? N-am înțeles. Ce se întâmplă? Wow, toți umblă valvârteș! Vreau să-mi schimb culoarea părului. E prima surpriză pentru Tati. Roșu sau mov? Văd imediat. Ce trebuie să bag aici? Și tot terciul ăsta trebuie să-l amestecăm. Cum arată? Culoarea nu e mov și nici roșie. Oare o să iasă verde? Matei, ce se întâmplă prin casă? Facem cadou pentru tine. Cadou pentru mine? Oh, ceva interesant! Să-mi protejez mâinile cu mănuși? Nu de alta, dar mi-e frică să nu rămân cu mâinile verzi sau mov. Cine știe ce culoare. Așa. Să începem de aici. Dar pe cap e alb. Albă ca zăpada. Mie, de fapt, nu-mi plac cadourile, dar îmi plac surprizele făcute cu multă dragoste, cât de mici să fie. Și așa trebuie să stau vreo jumătate de oră. Important, Tati, să mă observe. Mami, ce faci? E o surpriză pentru Tati. Părul e alb. Nu știu ce culoare va fi până la final, dar hai cu mine. Stai puțin, Tati nu trebuie să știe ce punem noi în valize. Îi zic chiar acolo, mami, să-l scoatem în oraș. Iar acum, unde mă duci? La surpriză? Cotește aici la stânga și să vezi. Melissa m-a rugat să-i fac valiza și pentru ea, că Tati nu este acasă. Să cumpărăm material de construcții? Doar rabdă puțin, imediat îți spunem. Aici am pus haine mai groase, mai subțiri și în primul rând o iconiță. Tanti nu o luăm cu noi. Uite, aceasta trebuie să cumpărăm. Mâncare pentru câini? Bun cadou! Nu e un cadou, e o pregătire! Aici o surpriză, poșeta Melissei, niște centuri, niște pelerini de ploaie. Nu știu dacă va ploua, dar trebuie să le luăm. Hanoroace și mai subțiri. Închide valiza, Mircea. Chiar acum? Op, cam mult, să mai scoate aici. Opa, o valiză? Cineva pleacă undeva? Vai, cât de grea! Ce e aici? Și nu doar una, sunt altele și mai grele. Mai ajută-mă! Stați puțin, noi plecăm undeva? Tati, într-o oră decolează avionul! Trebuie să ne grăbim! Uite aici hainele și tu trebuie doar să te îmbraci. Hai, pregătește-te! Ce ați băgat voi aici? Stop, 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 stop! Asta e să vezi mai târziu! Hai, îmbracă-te! Pantaloni? Nu-i nimic acolo! Unde e iar, mă? Doar dacă îți spunem că în 30 de minute trebuie să fim la aeroport, ce-i să zici? Zic că nu știu unde zbor. Explicați-mi, nu mă pornesc din loc. Tati, aceasta este o surpriză. Noi ți-am pregătit-o cu toții, ca și mie. Nu știam nimic unde plec. Așa că nu trebuie să refuzi și să mergi cu noi chiar acum. Dar eu voi încerca să ghicesc unde noi plecăm. Așa, noi plecăm în Cluj-Napoca. Astăzi mi-au căzut niște brăcheți și trebuie să-i punem la loc. Da! Din Oradea până în Cluj nu este avion. Atunci până în București. Da? Să mergem la parcul de distracție. Hai, Tati, că nu mai avem timp. O să vezi unde plecăm și gata. Și acum ce așteptăm? Să vină taxiul. Taxiurile Melissa. Vin două. Și ne duc spre aeroport. Uite câte valize avem. Într-o mașină sigur nu încăpim. Să aude! Melissa, și spui unde noi plecăm? Da, la aeroport. Și mai departe? Surpriză! Melissa a plecat cu Tati înainte, să nu bănuiască nimic. Va fi cea mai mare surpriză pentru el. Alo, mami, voi v-ați pornit? Da, Melissa, ne-am pornit, dar voi unde sunteți? Noi probabil că întârziem. Noi mai avem încă puțin. Mi-este frică... Da, mi-este frică să nu întârziem la avion. Ce? S-a prăbușit surpriza voastră. Îți va părea rău dacă nu vom reuși. Era o surpriză foarte frumoasă. Îi pleacă înainte și noi rămânem în urmă. Mircea, nu-ți face griji. Am vorbit cu șoferul, în 5 minute ajungem. Reușim! Sigur, ne va reuși surpriza lui Tati. Tati, credeam că nu mai ajungem. Reușim? Cred că da, mami. Hai! Da, secundă în secundă. Cât pe ce să pierdem avionul? Sărbătoarea încă nu a venit, dar deja sărbătoriți toți. Și acum, hai spuneți, unde zburăm? Păi ți-am zis că este surpriză. Bine, dar cam cât timp zburăm? Păi, puțin mai mult de 2 ore. Ok, înspre est sau înspre vest? Tati, nu strica surpriza. Într-adevăr, du-te mai bine și cumpără o apă, este sete. Surpriza voastră, iar apa mea. Apropo, 2 ori și ceva. probabil înspre Varșovia sau Bratislava sau Munte Negru sau Croația. Tati, nu este șete. Gata, mă duc. Ce toți și-au pus ei în plan? 2 ori și ceva, dar nu știu direcția. Așa, ce să iau? Un ceai. Până vine tati, vă spunem o noutate. Familia Mircea a fost nominalizată la Kids Choice Nickelodeon Awards 2023. Și vrem să-i facem pentru tati o surpriză din partea abonaților. Atunci, hai să încercăm să votăm. Acesta este cadoul vostru pentru tati! Așa că voi plecați în descriere, apăsați pe link și votați! Mă duc să întreb vreun pasager unde zburăm. Tati, unde te-ai dus înainte? Nici nu ne aștepți! Am și eu ceva treabă! E avionul! Pa! Dar tati unde este? A fugit înainte în avion! Unde este tati? A rămas în aeroport! Tati este aici! Wow! Stau pe 2 locuri! Dacă ridic portiera, parcă sunt altceva ca la business class! Și pot să-mi transform în pat. Matei, ce te descălțat? Este cald. În avion avem și șervețele. Iar îmi era sete. Ei, dar în surpriza voastră, noi mâncăm ceva? Of, tati! Nici n-am reușit bine să intrăm în avion, iar tu ceri deja mâncare. Păi dacă mi-e foame. Mami, ai reușit să faci rezervările. Noi deja coborâm, dar încă n-am mâncat. Suntem în București. N-am zis eu că ne ducem la un orășel copilor, la distracție. Nu un orășel. Și nici nu știu dacă ne oprim în București. Inițial să luăm bagajele și pe aceea să vedem ce mai facem. Deci, dacă luăm bagajele, înseamnă că nu facem escală și rămânem în București, nu? Lasă creadă că rămânem în București. Dar de fapt facem un mic popas și peste câteva ore zburăm mai departe. O, Mircea, avem bagajele noastre! Da! 1, 2, 3 și 4 fii! Așteptați-mă puțin aici, acuși revin! Și am rămas noi cu un munte de bagaje. Plăcinte. Mame, cum crezi? Tati, îți dai seama de ceva? Ai puțină răbdare, Mircea. Aici vom face popas pentru câteva ore. Doar pentru câteva ore? Și mai departe, ce facem? Unde plecăm? Chiar ești nerăbdător. Hai prima să ne cazăm. Ce, Melissa, acolo? Este cheia. Da! Este! Hai, Vimon, intră! Hai! O vilă întreagă? Și sus mai este ceva! Valizele rămân aici pentru că doar în 2 ore plecăm. Haideți să mâncăm ceva. Unde-mi pun geaca? Hai că am găsit unde. De geaca. O? Doar papucii? Uite aici, Melissa. Și e în cap pentru toți. Oh, avem și papuci. Pentru cameră. Dar unde vom dormi? Este doar un pat. La asta nu m-am gândit. Hai să căutăm. Uite aici. Ha, este aici o canapea extensibilă. Hai să o scoatem și să dormim pe ea. Mami, dar mama nu a fost acolo sus. Poate este acolo vreo canapea. Sau alți călători? Ce vreau învățire la etajul 2? Matei, nu fă gălăcine să ne fie cineva pe acolo. Ui, ce e asta? 1, 2, 3. 3 o dă? Mai este și încă podul. Tati, probabil aici vom dormi noi. Vino să vezi! Eu s-ar mai sus! Ajung la pod! Doar stoi! Ce este asta? O telecomandă? Poți să aprinzi televizorul? Eu să vedem! Lumina! Ia? Și ce mai pot să fac? Stoi! Să schimb culoarea! Wow! Ce interesant! Oh, mami, eu trebuie să testez patul. Tu știi că mie îmi place să fie saltea cât mai goale. Dar o testez așa. Wow, wow, ce de moale! Da, asta îmi place. Și avem și balcon. Nu știu, hai să vedem. Este un geam? E balcon! Oare cum au conectat lampa? Rămâne așa roz! Da, rămâne așa! Wow! Și văd toate blocurile. Da, sunt foarte multe vile. Dar hai să mergem că mi-este frig. Hai acasă! Super! Wow! Și platforma în formă de puzzle! Și ce moale este botul! Wow! Și balcon avem! Wow! Ia să vedem! La baie! Eu mă voi duce aici! Ce drept că n-am după ce! Nu am mâncat nimic! Veniți la masă, de mult aștept! Da, chiar vreau să mănânc puțin! Hai că mâncare avem destulă! Am auzit ceva de mâncare? Scuzați, dar eu sunt friguroasă! Vreau să pun căldura puțin mai tare! Hei! Înainte de mâncare trebuie să ne spălăm pe mâini! Hai, veniți la mâncare! Masa este pregătită! Poftă bună! Mulțumim! Dar mâncați repede și la culcare! De ce repede? Pentru că în această noapte plecăm mai departe, tati! Deja este intrigant! Deocamdată totul merge conform planului. Important să nu adormim și să scăpăm avionul. Da, îmi pun alarma chiar acum, la ora 4. Noapte bună! Vi se plăcute? Noapte bună! Noapte bună! Copii! Tati! Melissa, Mircea, Matei, treziți-vă! Voi glumiți? Întârziem la avion! Treziți-vă! Mircea, Melissa! Melissa! Melissa, am întârziat la avion! Melissa nu înțelege. Care avion? Mie și așa mi-este bine. Avion? De ce avion? Tati, dacă în 30 de minute nu ajungem la aeroport, zici că surpriza s-a încheiat aici. Gata e, bă, brac. Mircea! Hai că mașina e aici! Eu am plecat, mare! Stați puțin, trebuie să înfoliem valizele! Obligatoriu! Pentru ce, mami? Unde plecăm noi? Ți-am zis, nu ne oprim în București! Doar așa am făcut un mic popas! Valizele parcă sunt în gips! Dar oarecum le vom recunoaște! Sunt albe! Și culorile se văd foarte puțin! Bună întrebare! Check-in-ul e la 6. Hai că am reușit! La care, mami? N-ai fost atent pe panou! 61-65! Exact aici! 61-65 era la Amsterdam, Paris sau la Bruxelles. Deci, Tati, zburăm la Paris. Nu înțeleg nimic. Mergem cu avionul Go? Cât băieții dorm, pregătim micul dejun. Bine că am luat un loc suplimentar. Păi a fost pentru tine rezervat sau pentru mine? Pentru cel care vrea să doarmă. Vrei să vezi că ai un ceai aici și ceva la micul dejun. Și atât. Delicios! Eu așa brioșă încă nu am mâncat. E foarte delicios. Dar eu, Tati, am o problemă. Nu pot trezi băieții. Chiar dacă i-am zis lui Mircea că îi dau dulce, îți imaginezi? Atunci micul lor dejun îl mâncăm noi. Vise plăcute! Și am ajuns la aeroportul din Paris! Oare mai țineți minte? Bun venit în Paris! Tati, Tati! Hai să-l căutăm pe Tati! Ah, aici erai! Ce-ai luat-o pe dinainte? Mă, tot uitam la acest panou. Unde oare mai sunt zboruri interesante? Hai, Tati, nu mai zăbovi, ne grăbim! Mergem să vizităm Tour Eiffel-ul? Niciun fel de Tour Eiffel, urmează-mă! Probabil mergem la Disneyland. Aici este poarta noastră! Dar eu vreau să ajung la Lacoste. Și mi-arată drumul. Ce interesant! O luăm de acolo. Dar eu vreau la baie. Și cum să ajung eu acolo? A? Cât mi-e dor de mare. Las că vine vara. Noi sunt toți. Și mi-e foame. Mami, dar în avion va fi mâncare. Nu știu, Melissa, dar Tati sigur va fi supărat dacă nu-l hrănim. Hai să căutăm ceva mâncare, că va fi morocănos tot drumul. Niște sandwich-uri pentru fiecare. Nu, Tati, unul mai mare, că nu se va satura din astea mici. Mami, eu vreau cheesecake. Hai să luăm! Voi deranjați masa! Vine Tati! Mă duc să încălzesc mâncarea! O, asta e altă treabă! Haideți să mâncăm! Tati, hai să mănâncă! Oai, oane, să nu mai știi! Îți dă mâncare sau nu-ți dă? Sau doar un chiflă sau o brioșă? Suntem bucuroși, Tati, că apreciezi efortul! Hai, poftă bună! Acum îmi spune surpriza! Unde ne ducem? Hai că-ți dau un indiciu! unde se mănâncă mult baunte. Unde sunt cei mai ospirați, ca și Jack Vrabie. Peste mări și țări, tati! Peste mări și țări? Unde pirații mănâncă bounty? Corect! Trei indicii și niciunul nu e ok. Tati, tu mănâncă că ne grăbim! Deja nici nu mi-e foame, nici nu știu să mă bucur sau dimpotrivă. Tati, nu bănuiește nimic! Să vedeți unde vom pleca!